Dar chiar am crezut că vine primăvara. Tocmai am doar definisat și luat amprenta finală astăzi. Fac eu o oglindă. Fac eu acum. Nu, aici. Tot aici. Stânga, da. Neața, mergem la magazin să cumpărăm pentru casă. Pe lângă faptul că sunt medic, mai sunt și tată și soț. Și mai am și treburi acasă. Așa că mai întâi rezolvăm cu casa și după aia la muncă. Toate astea au și satisfacții. Practic, cel mai mult, partea cea mai plăcută din zi, când termin un caz de cimentat, spre exemplu. Nu tot timpul am cimentări. Dar pacienții, majoritatea, ba, se bucură foarte tare. Unii plâng, alții, efectiv, țopăi de bucurie. Practic, asta te face să treci, știi, peste o zi grea, o zi aglomerată. Dar chiar am crezut că vine primăvara. Nu m-am uitat pe geam când am plecat de acasă. Am ieșit direct. Wow, stai să-mi închid mașina. Asta nu trebuie. Că nu-i sănătos. Vrei ceva de băut pe drum? Vrei apă? Apă basic. Eu sunt alnici. Am terminat cumpărăturile. M-am mișcat repede, nu? Cât a durat? 7 minute pe ceas. E acu, Îți... Ceva de vis cu vremea asta. Să mergem să lăsăm astea și pe aia la muncă. Siguranța prima. Sau întotdeauna, nu? Azi am o cimentare parțială, practic, pentru că e un caz mai vechi de-al meu și pacienta își dorea acum dinții ceva mai lungi, mai rotunzi, mai feminini. Așa am schimbat 4 și mai am 2 șlefuiri, 3 șlefuiri astăzi. Bine, una practic este deja gata sau aproape gata. A avut niște lucrări vechi, a venit, i-am dat jos lucrările, gingiile foarte inflamate și am pus niște provizorii adaptate, mă rog, pe o semi-șlefuire, adică nu o șlefuire completă, mai am doar definisat și luat amprenta finală astăzi. Săptămâna trecută când a venit la consult să schimbăm provizorile, arătau foarte bine gingiile și așa că l-am programat acum la finisat și amprentă. Și mai am o șlefuire de ieri, practic mai am inferiorul, am făcut ieri superiorul și astăzi am de făcut inferior, partea inferioară. Și cam atât, cam asta, o să fie practic o zi lejeră, nu știu. O să mai apară probabil și alți pacienți pe parcurs. Vedem! Ziua e lungă și ne rezervă multe în general. Pot fi și probleme, pot fi și de vari motive. Având o clinică așa mare cu atât de mulți oameni, e destul de greu de gestionat totodată, știi? Sau nu neapărat de gestionat, dar apar chestii. Se strică ceva. Ultima problemă, să zic așa, a fost că a picat curentul, a sărit o siguranță. Și am căutat siguranța de a mă nebunit, pentru că la Dinamo clădirea sunt, nu știu, vreo 6 panouri mari și deși caută. Ceva de zis. Vin dimineața. Bună! Bună ziua, domnul doctor! Au venit pacienți? Au ajuns mai devreme, cumva? Da, doamna Nicodim Camelia a ajuns. Ok. Rugați-o să... Dar puteți să-i dați o cafea din partea noastră, la cafenea, și să mă aștepte, că o să întârzi vreo 10 minute. Ok, bine. Am avut ceva de rezolvat dimineață și de-aia. Bine. Bine, hai, mersi. La revedere! Am. O sună pe șefa de echipă. Mâna mea dreaptă. Probabil deja la vestiar se schimbă, de nu mi-a răspuns. Cât de importante sunt cazurile de azi? Sunt ceva diferit față de ce faci de obicei sau sunt niște chestii uzuale? Nu, toate cazurile sunt importante, absolut. Indiferent că îi faci o obturație, să-l spun, o plombă, da? Sau că îi faci o gură întreagă de coroane, fațete și așa mai departe. Toate intervențiile trebuie tratate cu seriozitate. Adică nu merge, că practic merge la medic. Un om care a depus un jurământ, care trebuie să facă tot ce este mai bun pentru pacientului. Așa că nu pot să zic că am cazuri mai deosebite și cazuri neapțin deosebite. Toate sunt deosebite în felul lor. Ceva complex te aștepți să ai astăzi? Nu, cred că am zis mai devreme. Am chestii destul de lejere astăzi de făcut. Vedem ce o fi pe la ceilalți medici, că trebuie să trec pe la toți pacienții. Adică sunt situații când mă cheamă alți medici din clinică să verific ce au făcut sau, nu știu, întâmpină dificultăți și vor să-mi ceară o părere. Da, nu știu. Vedem ce ne rezervă ziua de azi. Oricum, toate zilele la mine în clinică sunt importante. Oricât de că sunt acasă, că sunt la clinică, că nu știu, orice fac, rămâne acolo în suflet toată chestia asta, știi? Pentru că timpul e oarecum, nu știu, scurt și trebuie prețuit cu totul. De la tot ce facem până la cum ne petrecem timpul liber. Și ție ce-ți place să faci în timpul liber? Mie îmi place să stau cu copilul meu. E cel mai bun lucru din viața mea. Adică nu mă așteptam niciodată, știi, să... Mai zicea unii, a, domne, că în momentul în care vine copilul te schimbi. Ce să te schimbă? Eu în gândul meu, știi? Ce? E, uite că te schimbă. Nu mai există altceva. Când e vorba de copil, e copil. Copilul e acolo. Ești pentru el indiferent de situație. La bine, la rău, ești acolo. Uite că acolo e relaxare.
Bine că, practic, teoretic te obosește, știi? Dar la final, când ai tras linie, zici, mamă, ce zi mișto am avut. E mai ales copiii ăștia care sunt mici și învață chestii noi, sunt curioși. Și, practic, și tu înveți cu ei, știi? Și am revenit în aglomerație. Ne-am mișcat un pic, parcă, până aici. Știi ce mă gândeam? E un fel de fantezie așa. Zic, bă, frate, o să montez un heliport pe clinică. Și atunci, pac, te-ai suit în elicopter și ai ajuns acasă. La acasă, scuză-mă, la muncă. Ar fi cea mai tare chestie pentru mine. Aș scuti atât de mult timp, mamă. Cum reziști stresului? Da, bravo. Nu știu. E greu de spus. Nu îl simt stresul. Adică nu sunt așa stresat. Când mă stresează alte chestii interioare, să zic așa. Nu am nimic care să mă streseze atât de tare încât să, nu știu, să fiu nevoit să fac față. Rezist și cu somn puțin. Da, m-am obișnuit așa, practic, de o viață dorm puțin. Dorm 5-6 ore pe noapte. Aia e. Și cred că oarecare disciplină în viață ai nevoie ca să poți să faci față la multe lucruri. Îți dai seama că am și eu, nu știu, probleme de sănătate și chestii și mă duc și mă verific și așa mai departe. Câteodată iau măsuri, câteodată nu iau măsuri, zic că lasă că... Adică, dar să nu faci ce face doctorul, știi? Să faci ce zice doctorul, cam aia e chestia. Dar cred că trebuie să te împarți. Eu am făcut abuz cel puțin de muncă în ultimii ani și se simte chestia asta. Adică psoriasisul pe care l-aveam destul de puțin s-a mărit. Dar nu am luat-o ca pe un stres sau ca pe o oboseală sau nu știu. Nu. Cred că asta a fost situația și a trebuit să fac față la situație. Dacă ți se cere, trebuie să oferi. Consider că ai intrat vreodată într-un burnout? Încă nu, sper că nu. Sper să nu intru prea curând. Dar da, e posibil, îți dai seama. Dată fiind situația actuală cu scumpirile astea, lucrurile au puțin razna. Se simte că au luat o razna. Acum, nu știu, vom trăi și vom vedea. Tind să cred că lucrurile vor fi ok, știi. Am ajuns la muncă, în sfârșit, acum 40 de minute. Cred că asta o să fie vorba mea cu ceva de vis. Ce faci, mă, Tibi? Pune și nouă cafea. Eu nu beau cafea dimineața. Îmi beau când ajung la muncă. Ai pus... Hai, mergeți și voi la 3. Urcați la etajul 3. Eu mă apuc acum de voi. La mine în birou. Dar Zeynep nu știe unde înseamnă biroul meu? La mine în birou. Lasă, că o duce Ioana, că trebuie să urce cu tot cu lucrări sus. Ai prins-o mai devreme pe doamna, pacientă veche. Are dinții făcuți în altă parte, eu i-am tot făcut așa mici chestii, știi, adică... Și cred că au vreo 12 ani făcuți în afara țării. Are ceva probleme acum, o lucrare, spre exemplu, i s-a rupt, i-am schimbat-o azi, o punem noi, pe cea făcută de noi. Și tocmai am aflat că i s-a mai spart una din lucrări între timp. Trebuie să o schimbăm și pe aceea. Avem de lucru, ce zic? Vezi? Știi când ziceam mai devreme că sunt chestii neprevăzute în zi? Ei, uite, asta e una din chestiile neprevăzute. Pentru că sub lucrarea aia, când am făcut radiografie ultima dată, am zis că ăsta e singurul dinte cu nerv pe care îl mai aveți, cel de care zicea că o doare. Azi. Și practic, trebuie să-i facem și un tratament de canal. Și după ce rezolvăm tratamentul de canal, o să schimbăm și lucrarea. Și cam aia e, momentan. Vedem ce mai apare astăzi. Ceilalți pacienți mi-au ajuns. Aștept să mai ajungă și ceilalți colegi de la muncă și să ne apucăm de treabă. Aici mă ocup eu. Faci o oglindă. Lasă telefonul, mai bună oglinda. Sunt la probă. Așa o să fie și te vreau. Ai trebuit să fie bărbătești, ei sunt feminini, au puțin altă formă. Uite și jos, vezi cum s-a schimbat situația. Așa, de repet, vezi, nu-i fixat. Sunt separat. Zi-mi așa, cum se pare, nu-ți mai armonioși? Gata, mă. Deci e ok, da? Avem acceptul, da? Hai să-i băgăm la aici. Avem un full mouth. Astăzi o să începem cu reperele de mușcătură, ca să nu dereglăm mușcătura, pentru că o să facem înălțare de ocluzie. Și o să fie în două etape șlefuirea, începem cu spatele, terminăm cu partea din față. Pacientul a avut gutiere de programare înainte. Ridică-te mai sus. Pacientul este foarte panicat și este singurul în care are încredere. Tu ești. Normal, pe cine este altcineva? Deschide mai mult. Onis, băgăm un și un implant aici? La ultima e? Doare, nu? Nu, eu n-am avut nimic la implant. Și putem să băgăm mai târziu? Da, o ți-l bag după ce terminăm cu etapa asta. Da, nu, ai să râzi, știi cât de ușor este cu implant? Jur, în 15 minute scapi. Bun, hai să-ți facem un zâmbet, vom. Îi fac eu acum. Hai că ești ok, hai sus. Pe partea aia sus nu merită, pe partea asta merită, știi? Oricum o să încerc să ți-l salvez pe ăla de jos.
ultimul. Deci, pentru astăzi avem un caz de reabilitare totală cu piese protetice, coroane și fațete dentare. Ca și material vom folosi Emax și pacientul își dorește un zâmbet impecabil, alb. Și să sperăm că vom reuși să îndeplinim absolut toate dorințele și să ne ridicăm la așteptările lui. Vreau și eu puțin Clorex într-un god, te rog. Vezi că o să te înțep puțin, da? Ești ok? Mhm. Bun. Facem anestezie. Mare, mare. Deci mergeți să-i facă radiografie pe 1.6 și pe 1.7. Pe 1.6 mă interesează pentru că am observat acum pivotul pe care l-avea vechi este infiltrat și să-i refacem tratamentul și să-i facem și un pivot astăzi, da? Așa, și după aia mi-l lăgeți înapoi după ce terminați la endo, da? Să-i facă cineva retro. Să stați relaxat. Cum e vezi acum? Tot mai e? Da, mai multe pe Andrei. Uh-huh. Uite, da, 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 da. Mare, mare. Acum parcă e bine, da. E mai în spate. Da. Păi da, că se mută mai în spate. Se mută puțin. Exact pe... Da, atinge stânga dreapta în același timp? Nu, aici. Tot aici. Stânga, da. Mare, mare. Nu, e normal, că e ceva nou. Ia, vedeți cu guma. Se atinge peste tot. Da. Se atinge vreo presiune, da, mai mare pe vreunul? Nu, mai mare. E egală. Îmi dă dureri și atunci înainte nu mai călcam și nu-mi dărea durere. Mai da, când mușcam pe, exact pe... Da, vă dă durerea de dinte, nu de aici. De dinte? Da. Mățea? Da. Da. E normal. Bun, și cam asta ar fi pentru astăzi. Nu de altă, dar Dani trebuie să plece. Așa că ne vedem data viitoare. Poate cu ceva mai multe informații, cu ceva mai mulți pacienți pe care putem să-i filmăm într-un timp așa scurt. Așa că ne vedem data viitoare.